Bună seara, dragii mei! Sunt Tarotela cu etalarea pentru cei cu Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. O etalare extrem de generală pentru anul care vine, 2020. Cum se face că în ultima vreme ne regăsim tot la ceai? V-aș servi și pe voi, dacă aș putea. Oricum, după cum vedeți, ceașca nouă pe care mi-a luat-o, încerc să manifest Parisul. Nu știu voi ce vreți să manifestați anul ăsta, dar orice mesaje veți primi de la minele, de la alți colegi care se ocupă de tarot, de la astrologi. Nu uitați că aveți această putere să vă manifestați singuri, singuri, viitorul. Eu mi-am luat ceașcă cu Paris, cred că o să ajung la un moment dat, o să-l vizitez noaptea, turnul Eiffel e negru, probabil o să-l văd în mod special noaptea, printre trandafiri portocalii, poate mă duc și la un concert de, eu știu, muzică, balet. O să fie o chestie romantică la Paris, da. Așa o să se întâmple. S-ar putea să primești o scrisoare, niște declarații. Da, o să primești și noaptea. Trandafirii ăștia gri bănuiesc că o să fie primiți noaptea de nu le văd culoarea. Deja pot să fabulez sau să fac channeling, depinde de noi ce vrem să facem. Așa că, dacă este ceva ce nu o să vă placă în această etalare sau ce nu v-a plăcut în alte etalări ale mele, ale colegilor, repet, aveți puterea de manifestare. Astea sunt cărțile, ia uite, șapte, șapte de monede sunteți voi, semn de pământ, așteptând, oh, așteptând un început în temei, în adevăr, așteptând o victorie, eventual fiind semn de aer. Poate să fie victorie în tribunal, la locul de muncă. Ia uite, unii dintre voi chiar vreți să fiți pasionali. Știm că taurii pot fi foarte pasionali când nu sunt foarte fixați pe bani. Soare, Lună, Venus, Ascendent în Taur. Așa m-am obișnuit la etalare, la fiecare etalare să zic, dar mă întreb oare dacă această etalare extrem de generală pentru anul care vine poate să fie și pentru lună. Variază, dar repet, poate vă inspiră în ceea ce vreți voi să manifestați. Ia uite. Unii sunteți după o dezamăgire, încercați să vă refaceți inimioara, să vă echilibrați finanțele și viața după o dezamăgire mare în dragoste. Poate cineva în semnul leului sau un semn de aer v-a mințit. Și totuși, soarele ăsta poate să însemne și trezire. Probabil că unii dintre voi ați aflat cine v-a mințit la un moment dat. În fine, soare, lună, Venus, ascendent în Taur. 2020. Vreți bombonele? Sunt tare bune. Tare bune. Că știu că vouă vă plac lucrurile gustoase. Probabil că o să mănânc la gemen sau la rac bombonele. Taur. Soare, lună, Venus, ascendent în Taur 2020. Ia să vedem. Dar înainte de toate, o să-mi fac și o mică rugăciune. Bishem Adonai, Mimini Mihael, Mismoli, Gavriel, Umilifnai, Uriel, Ume Ahorai, Rafael, Va'al Roshi, Shehinatel. Mulțumesc, Doamne. Ok. Ianuarie. Unde se vede? Se vede? Pe aici e. Pe aici? Ianuarie. Februarie. Martie. Aprilie, mai, iunie, iulie, august, septembrie, octombrie, noiembrie, nu se mai vede, decembrie, dar sunt aici cărțile, nu? Ia că le-am pus. Sunt aici. La capăt, oh, ce frumos! Ce frumos și ce interesant! La capătul setului de cărți. Puf! Marea preoteasă, șapte de cupe.
Valetul de bâte. Valetul de bâte vorbește de un început, o pasiune. Poate cu cineva în semnul peștilor, pentru că avem spânzuratul și avem și Marea Preoteasă și avem și semn de apă. Dar nu e obligatoriu să fie semnul peștilor, poate să fie și semnul racului și al scorpionului. Dar în general, Marea Preoteasă, că e numărul 2, februarie, ține de pești. Pentru că peștii au acest dar de a simți lucrurile chiar fără să li se dovedească prin diferite metode pământene, că ceea ce simt este adevărat. Marea Preoteasă, secrete în general. Poate ține secret faptul că aveți o stare de visare, niște fantezii, o atracție pentru cineva cu care încă nu ați manifestat nimic. A spânzurat înseamnă și o stagnare, da? Într-o posibilă relație. Și totuși aveți multă pasiune, simțiți că această persoană este foarte seducătoare. Aveți fantezii, dar țineți secret toată această poveste. Secret, secret. Poate nici ei nu știu tot ce simțiți pentru ei. Bine ar fi să afle dacă chiar vreți să se lege ceva, dar poate că ține secret față de familie, față de alte cunoștințe care știți că v-ar putea influența viața. Iar a apărut 6 de monede. Deci, ia să vedem. Ianuarie, 2 de spade, februarie, 6 de monede, martie, 3 de spade. Mai. A trebuit clarificat. Aprilie, faetonul. Mai. 8 de bâte, iunie, moartea. Wow! Moartea e scorpionul, e casa voastră a șaptea, dacă aveți ascendent în taur. E opusă soarelui, oricum, în felul în care relaționați. Iunie, iulie, 9 de monede. Nu vorbim, când vine. August, regele de cupe. Iar apare semn de apă. Septembrie, 4 de spade. Complicată poveste. Octombrie, cavalerul de bâte care iar a apărut. Noiembrie, 5 de monede. Decembrie, 5 de spade. 5 de spade. Complicată povestea voastră. Complicată povestea voastră. Dar încercăm să o privim dintr-o altă perspectivă, da? Pentru că suntem la început de an și avem posibilitatea să ne manifestăm viitorul cum vrem. Dacă nu vă place o carte în într-una din lunile pe care le vedeți pe aici, o puteți schimba cu orice alt mesaj pe care l-ați primit de la alți colegi. Aveți această putere. La început, la sfârșit de an, la început de an, să vă creați voi povestea pe care vreți să o trăiți. Eu vă arăt ce cărți mi-au apărut mie. Și o să încerc să vă prezint partea pozitivă a lucrurilor. Ianuarie. Ianuarie începe cu un moment de decizii. Eventual, sunteți puși în situația în care trebuie să alegeți între două personaje, între două gânduri, două săbii. Gândul pentru o persoană și gândul pentru o altă persoană. Trebuie să faceți o alegere înțeleaptă, nici foarte emoțională, dar nici foarte mentală, intuitivă, să simțiți. Dar nu uitați că acest doi de spade are inima blocată. Dacă aveți inima blocată din cauza dezamăgirilor pe care le-ați trăit, pe care credeți că le puteți trăi, s-ar putea într-adevăr să se manifeste și în viitor. Deci, deblocați-vă. Deblocați-vă inima, în primul rând. Dacă blocați pe cineva sau cineva vă blochează, asta nu înseamnă că trebuie să vă blocați inima. Posibil să nu vorbiți cu cineva. Repet, ori voi să-i blocați, ori ei să vă blocheze. E vorba de comunicare.
Dacă cineva vă blochează, încercați să le respectați dorința. Probabil are nevoie de timp, are nevoie să decidă anumite lucruri, să înțeleagă anumite lucruri pe care le simte. Dacă voi blocați, repet, nu vă blocați și inima. Conectați-vă la intuiție. Am vorbit de intuiție, este și marea preoteasă. Deci trebuie neapărat în acest an, da, în acest an, trebuie să învățați să vă conectați la intuiție. Este mult de spus în această privință. Dar trebuie să învățați. Pentru unii, pentru că sunteți semn de pământ, s-ar putea să fie mai greu. Unii, depinde ce planete aveți, pe unde le aveți, dacă vă susțin această dezvoltare. Altfel, riscați să stați în iluzii, în fantezii și să nu puteți să manifestați chiar tot ce vă doriți. Deci, în ianuarie va fi o perioadă mai de tăcere, să zicem, de analiză. De analiză. De introspecție. Și de decizii. Poate să fie și în privința jobului, a locului de muncă, unde vreți să stați. Nu e obligatoriu să fie vorba de o relație. Un moment destul de important. În februarie, lucrurile par să se echilibreze. Apare acest 6 de monede care vorbește despre echilibru, dar fiți atenți, poate primiți un ajutor de bani. Pentru că, uite, cineva dă un dar de bani. Dar probabil că trebuie să faceți ceva să se echilibreze această balanță. Ei, sunteți voi semn de pământ, poate să fie un alt semn de pământ în viața voastră care va aduce oarecare echilibru. Oricine poate fi. Oricine. Este și cartea care arată un ajutor, repet, financiar din partea cuiva. Într-o relație care scârție, da? Sunt cei doi într-o relație. Poate unii aveți o consiliere din partea cuiva. Poate primiți bani, unul dintre voi, și reușiți să mergeți mai departe cu relația sau o colaborare, sunteți într-o echipă la locul de muncă și unul dintre voi primește un ajutor financiar și puteți să mergeți mai departe cu proiectul respectiv. Și totuși, există și varianta. Există și varianta unui trio pe care va trebui să-l rezolvați în anul care vine. Obligatoriu. Trebuie să-l rezolvați. În martie, că e semn de aer, că e orice alt semn, cineva vă dezamăgește. Asta e adevărul, asta e cartea. O să încercăm să clarificăm. Da. O să încerc să clarific. Pentru că aici chiar e necesar. N-aș vrea să rămâneți cu impresia că, vai, în martie ce o să mi se întâmple. Încă n-am început să citesc cărțile invers. Este posibil să treceți, pentru că apare faetonul totuși. Eu zic, eu așa zic. Că este foarte posibil din martie să începeți să vă vindecați inima dezamăgită, sufletelul dezamăgit în martie. Pentru că în aprilie apare faetonul, adică cu alte cuvinte, mergeți mai departe. Că sunteți dezamăgiți din cauza unui semn de aer, că apar deja până în martie, sunt deja două semne de aer. Dar, repet, variază de la unii la alții. Poate e acel moment de sfârșit de an și început de an, practic, știți că pe 21 martie începe anul, în care vă hotărâți, chiar vă hotărâți, după aceste momente de decizii și după
o refacere financiară, vă hotărâți să vă refaceți. Așa îmi place să simt această carte. Vă hotărâți să vă refaceți sufletul. Da, ce frumos! Scoateți toate aceste săbii, toate aceste... Of. Așa simt să citesc, pentru că apare faetonul după aceea. Conștientizați că ați rămas pe loc sau n-ați putut să mergeți, vai, ce mesaj, n-ați putut să mergeți mai aproape de destinul vostru din cauza că v-a ținut inima în aceste răni, în lanțuri, în cătușe, în ce vreți voi. Ați ținut-o închisă, da? Ați avut-o blocată. Probabil în momentul în care vă echilibrați oarecum financiar, poate prin februarie, da? Repet, primiți niște bani și vă echilibrați. În martie, când vă echilibrați financiar, vă dați seama că de fapt voi n-ați putut să avansați în multe lucruri, financiar, profesional, sentimental, din cauza că ați avut inima blocată. Eu cred că această inimă frântă este mult mai veche. Eu am văzut-o de mai multe ori în etalările voastre și am vorbit de inima blocată și în ianuarie, da? Eu cred că în martie este momentul în care vă hotărâți să o tratați, să o vindecați. Pentru că în aprilie deja aveți o arcană majoră. Faetonul, da? Trăsurica. Asta înseamnă. Vă luați, da, tristețile și bucuriile, să zicem. Ce bucurie pe aici? E o stare de echilibru, da? Și mergeți mai departe, cu viteză. Faetonul este semnul racului. Poate un rac să intre în viața voastră sau cineva cu planete în rac. Poate se activează ceva în harta voastră natală, în casa a patra. Da? Și primiți această energie spirituală, e arcană majoră și atunci energia se manifestă foarte mult în 5D. Poate unii vă luați mașină sau simțiți nevoia să călătoriți pentru că în lunile următoare, în aprilie și mai, aveți două cărți care exprimă călătorie. Poate cineva este dezamăgit, vă așteaptă în martie. Cineva? Și persoana respectivă e dezamăgită, nu neapărat voi. Am zis, variază, da? Așa cum doi de spade poate să reprezinte energia altei persoane. Dar în martie, cineva are această inimă tristă. Foarte tristă. Poate vă așteaptă și nu puteți veni decât abia în aprilie mai. Cine știe? Cine știe, cine știe. O să încerc să clarific. Oricum, în aprilie aveți această energie fantastică. Foarte hotărât să mergeți mai departe. Să mergeți către ce? Către steaua voastră, către destinul vostru. Nu contează prin câte aveți de trecut. Vreți să mergeți, vreți să vă întâlniți cu persoana care vă este sortită să stați până la sfârșit. Vreți să vă împliniți menirea profesional. În colectivul din care faceți parte, în casă, e, casa e racul, da? Repet, poate să fie și o persoană care vă intră în viață. Dar ideea este că în aprilie doriți să călătoriți. În mai chiar călătoriți. Poate chiar sunt și mesaje, nu doar călătorie. 8 de bâte reprezintă și mesaje, mesaje pasionale, da? Este vorba de o relație la distanță cu cineva, peste o apă. Două cărți arată călătorie. Comunicare pe Facebook, telefon, dar și practic. Și practic. Comunicarea asta vă va transforma. Aveți 8 aici, da? Vă va transforma și eventual, pentru că am vorbit de faetonul care merge către destin mai devreme sau mai târziu, va atinge destinul, faetonul, da?
Nu contează prin câte are de trecut, avem 8, aveți transformare prin comunicare, o pasiune care vă transformă, întâlnirea cu cineva, o călătorie care vă transformă, da? Poate și călătoria în sine să vă transforme, sau mesajele, sau tot ce comunicați. Și vorbim de transformare deja în luna iunie. În luna iunie începeți să renașteți. Puneți capăt acelui trecut, da? Dacă în mai, în martie, aprilie, pardon, în martie, aprilie, mai, faceți niște demersuri practice, deja în iunie e o transformare mult mai profundă la nivel emoțional, este Pluto. Posibil pentru unii să intre în viață sau să comunicați, să nu uităm și varianta asta, posibil să comunicați cu cineva în zodia Scorpionului sau să aveți pe cineva în Scorpion în perioada aceasta, în iunie. Dar eu zic că toate lucrurile astea vă ajută să vă transformați și ne-am mai pomenit că de fapt anul 2020, of, l-om trăi și l-om vedea, dar este un an al transformărilor. Dacă unii dintre voi nu v-ați transformat până acum, trebuie să o faceți acum, în acest an. Și e interesant că pică pe această verticală, da? Ia uite, martie, iunie, septembrie, decembrie. Pe această verticală aveți numai semn de aer. 3 de spade, 4 de spade, 5 de spade. Și e drăguț că în ce vă transformați? În acest 9 de monede. 9 de monede poate să fie și o fecioară. 9 e septembrie. E semn de pământ, puteți să fiți și voi, pentru că e semnul lui Venus. Dar eu zic că sunteți voi, în principiu. Voi vă transformați din cei care erați, să zic, oarecum, poate și într-un trio unii dintre voi, poate ați fost într-un trio care v-a rănit mult timp, pentru că chiar dacă puneți capăt unei situații, durerea încă se menține cel puțin o perioadă de timp, da? Dar în iulie deja veți fi, după această transformare, da? După această transformare veți fi cu totul altă persoană, așa zic, așa simt. O cu totul altă persoană, frumoasă, încrezătoare, stabilă financiar, da? Dacă în februarie încă mai așteptați ajutor, mai sunteți în situații, în triouri, în colaborări, în încercați să vă echilibrați deja în iulie, chiar aveți o stare de abundență, de confort. Sunteți bine. Și dacă v-ați despărțit între timp de cineva, sunteți bine. Vă dați seama, domnule, ce bine să fiu singur, singură. Nu dau raport nimănui, nu mă supără nimeni, nu trebuie să fiu gelos, geloasă pe celălalt că este cu altcineva. Sunt singură sau singur. Am bănuți în bancă, am căsuță, iau eu căsuță, am grădină, mă plimb prin grădină, mă bucur de flori, de păsări. Sunt bine. În iulie. Și am și pasiune. Iată că în august apare un semn de apă, regele de cupe. Posibil pentru unii dintre voi acest faeton, poate să fie regele de cupe, să fie faetonul care se arată prin aprilie, semnul racului, da? Poate să fie semnul peștilor, că am văzut, Marea Preoteasă, 7 de cupe. Este prima carte de cupe care apare în această etalare generală. Dar trecând peste faptul că ar putea să fie o femeie sau un bărbat, evident că poate să fie și femeie peste 45, 50 spre 50 de ani, da? Peste 45 spre 50 de ani, dacă e femeie. Așa, dar spre deosebire de regina de cupe, regele de cupe nu își arată emoțiile. Poate o femeie care nu își arată emoțiile, care își controlează oceanul de emoții. Și totuși sunteți în legătură cu această persoană, da? În august. Poate comunicați. Dacă nu e femeie, e bărbat, evident, că și arată cartea. Dacă nu e o persoană anume, sunteți voi. Sunteți voi în situația în care sunteți echilibrați emoțional.
Stați deasupra emoțiilor și a mentalului acesta pe care a trebuit să-l de sau urmează să-l depășiți. Și nu doar atât. Sunteți pregătiți să oferiți o dragoste adevărată cui vă apreciază. Nu oricui. Regele nu oferă oricui. Nu oferă. Regele nu oferă cerșetorilor, dragii mei. Regele oferă reginei cel mult valetului. Da? Nu celor care cerșesc. Bine, aici este o carte a monezilor, dar poate cei doi cerșesc sau persoana respectivă cerșește atenție, nu neapărat bani. E destul de complicat, dar așa este. Și e bine. E bine. În septembrie deja... Simțiți că începe să vă vindecați după acest 3 de spade. Pentru că ați pus punct, dragii mei. Ați pus punct. Gata. Poate nu vă vine să credeți. Ce forță veți avea la anul, în cazul în care n-ați făcut anul acesta acest lucru. Dacă l-ați făcut, poate vă veți aminti de aceste lucruri și vă vor inspira să mergeți, da? Să mergeți mai departe către destinul vostru, către echilibru vostru mental, emoțional și financiar, da? Poate ați făcut acest lucru de la sfârșitul anului 2019. Și doar aceste cărți doar vă aduc aminte cum a fost, să nu repetați. În cazul în care n-ați făcut, o să aveți puterea să faceți anul ăsta, 2020. Să puneți capăt tuturor lucrurilor care v-au rănit și v-au ținut pe loc, pentru că voi, în aprilie și mai, știți că trebuie să mergeți mai departe, simțiți în venă nevoia de a vă mobiliza, sunteți semn fix, vă trebuie foarte mult până vă mobilizați. Da? Dar și semnele fixe se schimbă, iaca, se schimbă. Se schimbă ca să se bucure de frumusețe, de stabilitate financiară, de echilibru emoțional, de o dragoste adevărată. Regele de cupe oferă o dragoste adevărată. Că sunteți voi, că o primiți, că o oferiți. Dar ce frumos! De la jumate, din primăvară. Din primăvară deja lucrurile se schimbă. În septembrie vă vindecați. Este cartea similară cu Eremitul. Eremitul, semnul fecioare, dar neobligatoriu. Dar e patru. E patru. 4 este semn fix, este simbol fix. Vă echilibrați mental, ce frumos, vă echilibrați mental, vă vindecați gândurile, sufletul, mintea după rănile trecutului sau de rănile trecutului. Vă conectați la îngerii voștri, protectori, faceți rugăciuni, stați mai la răcoare, că o să fie cald, stați la răcoare și... Vă pregătiți să luați sabia dreptății, aceea care a apărut la un moment dat, da? Sabia dreptății. Să manifestați un nou început într-o direcție. Vă odihniți, poate mergeți în concediu. Undeva mai la răcoare, mai spre munte. Interesant. Poate merge mai spre munte, acolo să fie și un râuleț, poate vizita și un castel. Frumos. În octombrie, mare pasiune. Cavalerul de bâte. C-o fi un semn de foc care vine în viața voastră și vă reactivează un chef de viață, variază. Poate pur și simplu după această stare de bine din iulie, august, septembrie în care vă și vindecați, simțiți că aveți chef de viață, chef de călătorie până departe. Aveți curaj să vă luptați cu viața și cu provocările. Este prima armură pe care o văd. Simt că după această pauză, această reculegere, veți simți că încă aveți un foc interior și curajul de a lupta, de a lupta cu viața, de a vă bucura de viață,
E o energie aventuroasă. Pentru mine poate să fie semnul berbecului sau săgetătorului, dar chiar dacă nu e un semn de foc, orice personaj ar fi, eu zic că sunteți voi. În noiembrie. Cinci de monede. Cinci de monede. Este nevoia voastră de a vă conecta la spiritualitate, iar e sfârșit de an 2020. Dacă nu vă veți conecta la spiritualitate, cum faceți în august, cum ați mai făcut de câteva ori, veți simți frigul ăsta. Nu se poate nimic fără Dumnezeu. Nu se poate nimic. Știu că sună ciudat. E o carte pentru o lună. Deja în noiembrie e frig. Dar, ah, ce frumos! Simțiți că aveți pe cineva în preajmă care vă susține. Există cineva care vă susține. Că viața are multe suișuri și coborâșuri, da? Și prin orice moment ați trece, e iarnă, e frig, toamnă de fapt, e frig. Sunteți răniți că ați trecut, da? Aveți totuși pe cineva în preajmă care vă susține și e mare lucru. Și asta vă readuce încrederea în Dumnezeu, în spiritualitate. Sper. În decembrie, 5 de spade. Posibil cineva să încerce să se certe cu voi, tocmai pentru că nu vreți să mai comunicați cu oricine. Posibil un semn de aer să intre în viața voastră sau să Să încerce să creeze discuții, dar nu cred că le veți da, nu cred că le veți da ocazia să câștige ceva în discuțiile astea, pentru că voi deja în martie, iunie, în septembrie, deja ați blocat. Da, eu cred că este acest personaj care v-a rănit pe unii dintre voi, da, de care încerca să vă detașați, sau încearcă ei, da? Și s-ar putea în decembrie să vă caute, să vadă ce se întâmplă, de ce nu mai vorbim, da? De ce nu mai vorbim, de ce n-ai mai vorbit cu mine? E, te ia, ca eu mi-am transformat viața, mi-am transformat. Sunt o nouă persoană, merg către destinul meu, merg către echilibru emoțional, către dragoste adevărată, către chef de viață, către echilibru financiar. Pentru că mi-am ascultat intuiția. Pentru că am învățat că da, am trecut prin grele, da, prin întuneric, ca să descoper lumina. Și am descoperit-o în această stare, da? Când mi-a fost rău, când mi-a fost mai greu, am văzut lumina, acea lumină spirituală care nu ne lasă. O să încerc totul să clarific. Clarificăm, te rog frumos. O regina de cupe. Vă întâlniți cu regina de cupe care vă... o regina de cupe care își face griji pentru voi. Poate acest semn de, da, regina de cupe, faetonul, își face griji pentru voi, pentru o relație. Clarificăm, te rog frumos, trei de spade. Aici este semnul taurului. Clarifică. Poate e o căsătorie care v-a rănit, interesant. Vedeți până aici, da? V-a rănit sufletul, această căsătorie. Poate ați fost trădat și încă vă aduceți aminte, dar e cazul să puneți punct acestor amintiri. Pentru că spadele pot să însemne gânduri, amintiri.
Clarificăm. Ia uite, detașați-vă emoțional de acest trei de spade. Poate să fie și un contract la locul de muncă care v-a dezamăgit. Poate v-au promis bani și nu i-ați primit. E posibil și așa ceva. Eu vorbesc la trecut, nu știu de ce așa m-am obișnuit. Dar este un viitor pe care voi îl creați. Ia uite, lăsați în urmă ce nu v-a bucurat, mergeți către nou, către roata norocului, către noroc. Dar trebuie să vă transformați, dragii mei. Să mergeți. Două cărți care arată, măi, vedeți? Două cărți care arată mișcare. Două cărți care arată echilibru, vindecare, pasiune de viață. Clarificăm. Trei de spade și marele preot. Te rog frumos. Interesantă etalare. Dar nu uitați că este extrem de generală. Dar de curiozitate totuși. Trei de spade și marele preot. Încă o carte. Trei de spade și marele preot. Niște stagnări. Deci această căsnicie, contract la locul de muncă, v-a ținut pe loc. Ia uite, aici avem un soare. V-a ținut pe loc. N-ați putut, vai, n-ați putut să manifestați ce? Bucurie. Un început pasional. N-ați putut din cauza acestor probleme. Ia să vedem acum. Cinci de monede. Clarificăm, te rog frumos, 5 de monede. Ce este cu 5 de monede? De curiozitate, noiembrie. 5 de monede. 5 de monede. 5 de monede. Ciudată etalare. Vreau să fie mai scurtă, dar simt nevoia să clarific. 5 de monede în noiembrie. Clarificăm. O carte pentru 5 de monede. Nu uitați că este doar o carte pentru o lună. Oricând puteți să schimbați scenariu. Dar să nu uitați că dacă cineva v-a rănit într-adevăr, treceți peste. 5 de monede, vă rog. Magicianul, ha? Și trei de cupe. Posibil, pentru unii dintre voi, după ce vă vindecați, vă echilibrați viața financiară emoțională, la un moment dat să vină o persoană aventuroasă și să vă tenteze, să vă ispitească, da? Prin octombrie și în noiembrie să puneți capăt acestor ispite, da? Să nu mai vorbiți cu ei, da? Pentru că știți, v-ați învățat, ați învățat lecția triourilor, a argumentelor, a certurilor. Hai să vedem totuși. Da. Cinci de spade. Cinci de spade. Clarificăm cinci de spade. Oh, ce frumos! Ce frumos! Ce frumos! Dacă vine cineva la sfârșitul anului, v-am zis, octombrie, noiembrie, să vă tenteze, să vă ispitească în aventuri care v-ar putea dezechilibra, dragii mei. Repet, voi v-ați învățat, v-ați vindecat, ați pus punct unor lecții. Deci această carte este clarificată cu regele de monede, sunteți voi, semnul taurului, împăratul, iar semnul berbecului taurului, v-ați echilibrat în decembrie. Și ieșiți victorioși din toate întâmplările prin care veți fi trecut. Foarte frumos. Eventual, dacă acest personaj aventuros este o persoană egoistă, îi puneți la punct. Îi puneți la punct. E frumos. Frumos. Ok. Acum, ia uite. Și s-a oprit la soare, la trezire, la 10 de monede, la bucurie. Mai 9 de cupe, super, super, se vede în spate și 10, super! Bravo, învățați-vă lecția, ce mă bucur mult pentru voi să vă arăt să vedeți!
Să vedeți. Da? Soarele 10 de monede, 9 de cupe, 10 de cupe. Ce frumos. Haideți să vedem. Poate m-a lungit un pic mai mult, dar asta e. Ia uite. Regina de cupe vă așteaptă, vrăjitoarea. Marea preoteasă care a apărut și mai devreme. Vă așteaptă cineva. Ia uite. Carte pentru tăuraș. O persoană vrea să vă ofere dragoste, dar probabil în situația în care sunteți, nu poate. Trebuie să ieșiți ca să ajungeți la perechea voastră. Ok, ia să vedem. Oh, împăratul, băi, ce frumos, ce frumos, da? Împăratul. Vă echilibrați viața, vă conectați la natură, protejați tot ce reușiți să acumulați și să creați și să transformați în voi, protejați, pentru că împăratul protejează, se luptă, am vorbit mai devreme de împărat, dar se luptă, sau vi l-am arătat, să-și creeze imperiul său, un imperiu sănătos în aceste de cărți, da? Și e drăguț că e o grămadă de... E natură și voi sunteți semn de pământ. Probabil conectându-vă la natură, vă echilibrați viața. Ia uite, aveți un început într-o dragoste. Asul de cupe la un moment dat. Aveți un început într-o dragoste, într-o nouă direcție sau vindecare. Au picat două. Vai, ce frumos! Gaia și 8 de cupe. 8 de cupe a venit în aceeași poziție și la berbeci. Probabil că aveți de-a face cu niște berbeci sau aveți planete. Berbec. Ia uite. 6 de spirale. Da? Victorii. Victorii. Încheiați anul cu victorii. Împăratul. Ăștia sunteți voi, dragii mei. Dragii mei, vă echilibrați, ce frumos. Aici sunteți voi, taurii, împărați. Apare împăratul, ce frumos, da? Înseamnă să stați până la sfârșit. Împăratul și împărăteasa. Vă găsiți, da? Împărăteasa. Este varianta cea mică, 3D, a împărătesei. Vă găsiți jumătatea, pentru că faetonul merge către destinul său. Ce înseamnă destinul? Jumătatea. Lângă care puteți crește, crea un imperiu. Amândoi iubesc natura, amândoi sunt sănătoși, emoțional, spiritual și financiar. Amândoi cresc, creează. Una, da? Unul creează, altul protejează, da? Este cuibul. Eventual, unii dintre voi au ce cărți frumoase, vedeți? Mai, o să fie frumos. Dar trebuie să vă transformați viața după acele regrete, dezamăgiri pe care o perioadă le veți mai simți în prima jumătate, primul sfert al anului. Eu cred că sunt din trecut aceste spade. Un mesaj de la înger pentru tăuraș. Manifestați ce vă place. Din ce am zis eu zic că măcar finalul. Dacă nu ce-am citit la jumătatea anului, măcar finalul, să-l păstrați. Acest 9, 10 de cupe, 2 de bâte, o nouă lume fericită, emoțional, satisfăcuți, echilibrați financiar, treziți spiritual. Ce frumii, Doamne! Mă bucur când arată bine la fiecare zodie, pentru toți mă bucur. Da, am cerut clarificări, deși de obicei nu cer, dar... Fiind totuși o etalare atât de generală, o carte pentru o lună și erau cam gri. A trebuit să le clarific. Ok, ia să vedem. Ce alegem? Dați-mi mesaj pentru tăuraș. Ok. Ah. Turn your heart light. Asta vă va ajuta să vă transformați. Dacă reflectați, dacă meditați la acele momente în care v-ați simțit iubiți, veți reuși să treceți peste aceste dezamăgiri. Veți reuși, da, e o căsătorie care n-a mers, care v-a ținut pe loc sau un contract. Veți reuși să vă transformați viața. Întoarceți-vă privirea, atenția. Către lumină,
către lumină și mergeți mai departe. Mergeți, da? Urmați-vă destinul. Mergeți către soare și vă veți găsi jumătatea sau pentru că veți învăța să vă detașați de ce nu v-a adus bucurii. Să vă detașați a doua oară când apare 8 de cupe, să vă detașați de iluzii, de vanități, de proiecții. Și să mergeți către 9 de cupe, da? Către ce merge 8 de cupe? Merge către 9, către 10, dragii mei, către 10, da? Și unde e 10? Lângă împărăteasa sau împăratul vostru, da? În natură, conectați-vă natură, la esența voastră, asta înseamnă natură, la ceea ce vă face să fiți naturali, nu la stabilitate aparentă, nu la pasiuni trecătoare, da? Ce frumos, ce frumos! Apreciați-i pe cei pe care iubiți, pe cei pe care îi veți descoperi și puteți să iubiți. Încredere. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Pa!